cum s-a manifestat sau cum a evoluat senzația de foame pe care o aveți în momentul în care v-am schimbat modul de alimentație? După o săptămână am început să-mi revin, să-mi capăt forțele. Câteva luni după aia aveam foame înaintea mesei. Am încercat să-mi păstrez orele de masă fixe și pauza de 5 ore între ele și o păstrez și acum și nu pus nimic între timp și sunt foarte multe chestii care m-au ținut să nu cresc din dieta și, care mi-ați prescris. Da, și când vă luați glicemia înainte de masă, cum v-am zis, da. Ați avut vreodată hipoglicemie înainte de masă? Nu. Eram pe muche de cuțit câteodată. Deci am avut. Dacă ar fi să ne referim la valori, vorbim de valoarea de 80-85 acolo, pentru că dumneavoastră identificați hipoglicemia la o valoare, pe care, din punct de vedere medical, noi o identificăm ca fiind, ca fiind normal. Deci eu o simt un pic înainte. Deci dacă la 80 face urât, o simt de la 85 și simt, băi, dacă mi-au acum, zic, nu ies bine cu ea. Nu știu, dar așa e, nu ies bine cu ea. Practic, ați făcut din asta un stil de viață. Puteți, când vă duceți la o masă deosebită, să vă bucurați și de alte alimente sau poate de cantități mai mari, da. Fără ca diabetul să fie scăpat de sub control. Da, și cred că ați avut și pacienți de pe urmă, că mulți au prins curaj că m-au văzut pe da, mine, evident, mi-au cerut evident, telefon, a fost, da, a fost, cât s-or fi ținut sau este, nu. Da, este exemplu, să zic așa, e pivotul, sunteți pivotul acestei zone care a transmis multe recomandări. O mare bucurie a fost momentul în care v-am văzut la aniversare astă vară. Când dansați. Aniversarea dumneavoastră, când dansați cu soția. Fără bastă. Da, și momentul ăla mi-am adus aminte, prima dată când ați venit la mine în cabinet, când mergeați așa în baston și soția vă sprijinea și pe cealaltă da. Parte. Și mă uitam așa și... A fost un moment de satisfacție, să zic, profesională, să văd cum un om peste 70 de ani și-a recâștigat viața, și-a recâștigat mobilitatea și poate să trăiască liber, fără să depindă de prea multe medicamente sau de cârje sau tot felul de aparate.